Începând din această seară, timp de 7 episoade, vă invităm să-i cunoașteți pe telespectatorii TVR care s-au implicat în campania Izolați în România. Sunt oameni care au înțeles că un gest mic poate face diferența în viața românilor care locuiesc în cătunele risipite în toată țara. Astăzi mergem în Maramureș, la școala din Cornățea, unde elevii învață într-o încăpere cât un dormitor de bloc. De sărbători, telespectatorii TVR le întind o mână de ajutor și le trimit daruri. Școala din cătunul maramureșan Cornățea este cea mai mică școală din România. Aici învață 5 generații diferite. Fiecare copil are acasă o familie mare cu câte 4 sau chiar 9 frați. Pentru a ajunge în fiecare casă, pachetele dăruite special pentru ei, se urcă nevoie cu căruța atrasă de cai, ninge mult, iar drumul e greu. Învățătoarea din Cornățea străbate în fiecare zi, indiferent de vreme, o potecă de munte timp de o oră pentru a ajunge la școală. Dumitrela Opariuc este singura lor legătură cu lumea. Pe același drum sunt urcate cele 40 de pachete pentru toți copiii din Cornățea, venite din toată țara. Ia uitați-vă, măi, copii! Ce de cadouri primiți voi, ia uitați-vă! Timp de o lună cât a durat campania Izolați în România, telespectatorii au pregătit daruri pentru elevii celei mai mici școli. Copilași, am primit niște cadouri de la niște oameni care au avut un suflet bun și au vrut să vă facă o bucurie de Crăciun. Au văzut reportajul la televizor anul trecut, da? Și au vrut să vă facă o bucurie. De unde o luați și o dați? Dumnezeu să-i ajute, să-i lucreze, să-i câștigă ca să are de unde. Dumnezeu să dea mai mult. Vreau să aștept să deschid cadoul, să-l văd ce am. Da, mulțumim frumos! Sărbători fericite! În fiecare dimineață și seara, pic în genunchi și mă rog Dumnezeu că avem lumină și copii. Înțelegeți? Pentru că au fost impresionați de cuvintele sale, a primit un pachet și cel care face focul în fiecare dimineață în școală. Ia să vedem. Ăsta. Ăsta pentru omul care, tătăren Ioan, da? Și ăsta vedeți că scrie pe cutie. Pentru domnul care face focul la școală. O trimis o doamnă să dea Dumnezeu sănătate. Îi e milă de domnul cum pune dimineața foc și ăsta. Și ăsta e pentru dumneavoastră, da? Mulțumim foarte frumos, sărbători fericite și drum bun să aveți. Și cine au dat la anul încă 5 pachete să-i dea Dumnezeu să nu știe de unde au primit. La Cornățea nu există drum, magazin sau medic. Rare ori ajunge cineva până la ei. Astăzi a urcat telespectatorul TVR, aducând bucurie pentru seara de Crăciun. Mulțumim pentru omenie, telespectator TVR. Nu poate! Mulțumesc pentru cadou. Și sărbători fericite. Sărbători fericite.